idei aplicabile, să facem un zoom in și un zoom out. Când ne gândim la ideea de ajutor vizual, ne gândim la faimosul PowerPoint. Deci avem un proiector, avem un ecran și avem un PowerPoint. Ăsta este softul uzual. Evident că mulți oameni lucrează și cu alte softuri. Unul dintre cele mai populare este Keynote, de pe Apple. Și ei sunt foarte jigniți când spui prezentări PowerPoint. Nu, spui prezentări, e ca și chestia cu Xerox. E o firmă, fotocopie sau Adidas. Pantofi sport, nu spui PowerPoint. Deci, să vedem ce softuri există pe piață care vă pot sprijini să faceți niște prezentări. PowerPoint este cel mai popular, există Keynote-ul și multe alte softuri. Unele dintre ele sunt gratuite, există OpenOffice și tot felul de versiuni gratuite. Diferențe între un soft gratuit, un soft plătit ca PowerPoint, există multe alte, și Adobe are suita lui de Office sau Keynote. Nu prea sunt. Realitatea este că sunt foarte similare. Foarte similare. Au fiecare tot felul de floricele. De exemplu, OpenOffice are o chestie foarte drăguță, un efect la fotografie. Am stat pe fiecare ore bune să le butonez, să văd fiecare buton ce face. Și uimitor toate fac cam aceeași chestie. OpenOffice-ul, de exemplu, pui o fotografie în el și îți iese un sketch, o schiță desenată de creion. E un efect drăguț. Nu am văzut vreo utilitate, dar există. Diferența totuși între PowerPoint și Keynote este următoarea. PowerPoint e făcut de ingineri. Adică se vede acolo, mă, hai să-i punem și asta, și asta, și asta. Lasă-mă că putem tehnic să facem așa. Utilitatea, în practică, e zero. Adică ai 900 de funcții, din care 5 sunt utile. Iar când te uiți la partea de artistică, e partea de Keynote. Adică acolo animațiile chiar au sens. În PowerPoint, în marea majoritate a cazurilor, animațiile, efectele, nu le folosiți. Dați un efect simplu, disappear, fade, ceva de genul. Nu intrați în să învârte slide-ul sau textul sau să se miște pe acolo, că sunt oribile, ies horror astea. Pe când în Keynote chiar se vede că sunt niște artiști acolo care au făcut animațiile alea să fie nu suportabile, ci atrăgătoare. Justifică asta diferența între să-ți iei un PC de 2000 de lei sau un laptop Apple cu suita Keynote de 6000, 7000, cât Dumnezeu o costă? Nu. Efectul efectiv în marea majoritate a timpului e undeva 5%, wow, ce drăguție. Dar nu e ca și cum acea animație va face prezentarea. Sunt niște zone foarte nișate, creativi din agenții sau așa, care au nevoie să meargă la client și să ia ochii. Și atunci fiecare detaliu de genul ăsta poate însemna un pic câștigat. Dar în marea majoritate a oamenilor aceste lucruri nu sunt utile. Mai există un alt soft, să spunem, revoluționar, care de câțiva ani și-a făcut apariția pe piață, Prezi. Cunoașteți prezentările Prezi? Ok, o parte știți. Prezi este un tip diferit de a gândi. Dacă slideshow-urile, da, PowerPoint, Keynote, sunt slide-ul și următorul slide și următorul slide, Prezi are o idee de vedem toată prezentarea de sus, facem zoom-in pe ea, ne mai plimbăm pe acolo, iar zoom-out, zoom-in și vizual e foarte engaging, foarte atrăgător, te captivează. Dezavantajele sunt că nu e tocmai la îndemână, ți-a un pic să-l înveți, iar dacă vrei să ieși din template-urile uzuale pe care oricine a văzut o prezentare Prezi l-a văzut deja, e de muncă. Un client de-al meu, Ubisoft, a lucrat pentru o prezentare pentru CEO-ul lor, Sebastian Delan. Vreo 3 oameni au lucrat 2 săptămâni, cam 8 ore pe zi, ca să facă ceva cu adevărat inovativ și util. Fiindcă partea aia de zoom-in, zoom-out e destul de dificil de pus în practică. Vă sugerez să vă uitați pe el, să vedeți dacă vi se potrivește și să vedeți dacă vă place să-l folosiți. Dar iarăși, nu e soluția la toate problemele voastre. Dacă voi căutați o scăpare într-un ajutor vizual, nu o să o găsiți acolo, fiindcă nu este făcut pentru asta. De-aia este ajutor vizual. Prezentarea e despre ce ai tu de spus audienței tale. Tu transmiți, tu convingi. Acea prezentare doar susțineți. Exact ca și non-verbal. Da? Non-verbalul susține verbalul, ceea ce spui. Dacă intră într-o contradicție, atunci ai o problemă. Dacă însă te susține, atunci ai un impact mai mare. La fel și prezentarea. Susține ceea ce ai de spus. Și un lucru de detaliu, dar este, din punctul meu de vedere, foarte important, este amplasarea ecranului. După cum vedeți aici, nu folosim ecranul și proiectorul într-un motiv foarte simplu. Dacă am dat drumul la prezentare, o să vedeți prezentarea pe mine și un pic în spate. Ar trebui să stau undeva într-un colț, așa, pe slide changer, și voi să vedeți prezentarea. Și atunci înseamnă că nu e despre ce am eu să vă spun, ci despre prima prezentare. Ceea ce înseamnă missing the point. În sălile în care am posibilitatea să controlez acest lucru, speakerul este aici, prezentarea este undeva mai încolo. Vorbitorul nu intră,
niciodată în conflict direct cu prezentarea, stă frumos cu slide changer-ul, cu proiectorul, cu ecranul laptopului undeva în față, vizibil, că e vechea chestie. Povestea de dragoste între vorbitor și ajutorul vizual din spate stă lipit de PowerPoint. Păi stă! Că n-ai nicio confirmare când apeși pe buton că s-a și întâmplat ceva. Și atunci ai nevoie să te uiți, să vezi dacă s-au schimbat slide-urile alea. Însă, dacă ecranul laptopului poziționat bine în fața ta, ecranul de proiecție undeva mai în dreapta și proiectorul e undeva în dreapta ta și nu intri în lumina lui, lucrurile pot merge minunat și prezentarea aceasta te poate ajuta cu adevărat. Asta vreau să vă spun despre partea de prezentări. Mai sunt încă două tipuri de ajutor vizual și un mic bonus. Al doilea tip. E prietenul trainerului. Flipchart-ul. Sunt convins că știți ce este un flipchart. Oricine a mers la un training știe, trainerul merge și scrie pe flipchart. Confuzia generală care se face este că flipchart-ul ar fi cumva o tablă. Aveau profesorii noștri și noi devenim profesori, nu speaker sau trainer și începem să scriem acolo. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Ce o scriu acum? Pierzi contactul cu publicul. Publicul face un contact minunat cu ceafa ta și dacă tu vrei să pui ceafa în evidență, ăsta e un mod bun de a o face, de obicei nu ai în obiectiv chestia asta. Totuși, mulți oameni consideră că trebuie să scrii mult pe ajutorul vizual. Chiar și pe PowerPoint. Ați văzut milioane de texte. Luați în calcul un principiu fundamental. De ce faceți acest lucru? De ce folosiți ajutorul vizual? Și principiul numărul 1 din vorbirea în public. Nu este despre mine, este despre voi. Deci orice fac aici pe scenă, orice spun, orice folosesc, este ca voi să primiți mesajul mai bine. Ca voi să puteți folosi la maxim ceea ce doresc eu să vă transmit. Așa că, ideea de a scrie foarte mult pe un PowerPoint sau pe un flipchart, de obicei nu ajută. Pe PowerPoint o faci ca tu să-ți amintești prezentarea, ceea ce, iarăși, missing the point. Ai nevoie să-ți amintești prezentarea, îți notezi pe niște foițe, pe niște foițe de genul ăsta, îți notezi ideile principale pe foițe de genul ăsta, le ai în mână, te-ai uitat la ele, ai reținut prezentarea. Nu ai nevoie să-ți scrii cuvânt cu cuvânt pe PowerPoint, fiindcă asta nu va ajuta pe nimeni cu nimic. Iar la flipchart este ideea de colectezi lucruri din sală, nevoi sau idei și le pun acolo în scris. Cumva ca să am o finalitate a ceea ce s-a întâmplat. Iarăși, eficiența e foarte mică, fiindcă dacă scrii mult, înseamnă că scrii mic și nu se mai vede în sală, înseamnă că ai pierdut un pic contactul și de cele mai multe ori nimeni nu se mai întoarce la chestiile aia scrise. Le scrii acolo și ele dispar. Utilizarea corectă a flipchart-ului este să scrii puțin și să le lași ca un ajutor vizual. Adică, sunt ideile alea puse acolo, sunt înscrise poate un cuvânt cheie, poate un acronim, poate un desen. Și nu e nevoie să scrii. Poți desena ceva care să sugereze un lucru și acel lucru rămâne acolo și tu vorbești despre acel lucru și el rămâne acolo în conștient. Și un fel de semnalizare asupra sălii, uite, aici suntem, despre asta vorbim. Și poziția clasică deschis la flipchart ca să nu pierzi contactul este hack the tree. Să-l îmbrățișești, să scrii ceva de genul ăsta. Nu vine foarte natural, e nevoie de exersa pentru asta și ai cumva o parte din contact, nu se rupe. Dar iarăși, dacă scrii mult, inevitabil se va rupe contactul. Așa că v-aș sugera să scrieți puțin, un cuvânt cheie, un desen, puțin, astfel încât să puteți folosi la maxim flipchart-ul. Acesta este al doilea ajutor vizual de care vreau să vă spun. Al treilea ajutor vizual e un ajutor vizual foarte interesant și cu efecte foarte dramatice. E chiar luat din teatru, se numește recuzită. În momentul în care folosești un obiect în prezentarea ta, Steve Jobs era maestru la chestia asta, adică a avut un laptop, a vrut să dovedească cât de subțire este și l-a scos dintr-un plic. A fost un moment de la de, wow, un cap într-un plic, incredibil, cât de subțire este. Poți folosi momentele astea de wow sau poți te joci cu ideea de a introduce în prezentarea ta diverse obiecte care să te ajute. Aceasta este ideea de props și te poți juca cu tot felul de obiecte. Iar ultima idee, să spunem ideea bonus de care vreau să vorbesc, este ideea de handout. Cunoașteți termenul de handout? Ok. Handout-ul este genul de material pe care îl dai participanților în mână. Adică, dom'le, până la urmă, eu am nevoie să scriu mult. Eu am nevoie să fie mult text pe flipchart sau pe PowerPoint. Am nevoie de tabele complexe. Am nevoie. Asta este speech-ul meu. Pe asta se bazează. Sunt niște specialiști care au nevoie să vadă la 30 male cifrele pe care le spun eu. Ce faci? Dacă le proiectezi, nu o să se vadă, nu o să te ajute foarte mult. Printează-le, creează un handout menit
Atenție, menit să fie pentru cititor. Că există un termen foarte interesant gândit de Nancy Durante, care este una dintre cele mai importante persoane în lumea asta a prezentărilor și cum să-ți faci o prezentare. A scris Slideology, Nancy Durante. Și termenul ei este de slide-ument. Da? Adică PowerPoint-ul faci pentru public, prezentările cu public, slide-ument-ul faci pentru o persoană individual să stea să-l citească, pentru o ofertă care nu mai are nevoie de tine. Da? La fel ca și handout-ul, gândești un document pentru omul ăla care stă în scaun și poate pleacă acasă să-l citească sau îl citește acolo cu tine pe moment. Acum, dacă tu le dai acele handout-uri în timpul prezentării, sunt șanse mari să se uite la ele, nu la tine. Recomandabil este să le dai la capăt. Dar, o să le dai și la început sau pe parcurs și gestionezi foarte bine momentul. Adică, vă rog să vă uitați la pagina 5, acum, și oamenii se uită și taci. Nu vorbește timpul ăla, că nu se uită la tine, se uită la pagina 5 cum l-ai cerut. După aceea aduci înapoi. Acum că v-ați uitat, haideți să trecem la... Și atunci poți lucra cu aceste documente. Acesta este cea mai simplă metodă de a transmite informații, poate chiar care aveți nevoie să le ia acasă și să fiți siguri că sunt șanse mult mai mari să ajungă la ei. Recapitulez. Aveți prezentări. PowerPoint-ul este cel mai faimos, există și Keynote-ul, care e drăguț, dacă aveți acces la el, jucați-vă cu el. Există prezi pe care îl puteți, oricine poate să-l downloadeze de pe net, se poate lucra cu el chiar online. Experimentați-o și vedeți în ce măsură vi se potrivește. Sugestia mea este să fie ecranul separat de vorbitor și proiectorul, iar laptopul să fie cât mai vizibil și să aveți un slide changer, astfel încât să nu fie nevoie să apese la buton. Sunt niște schimbări simple care pot salva o prezentare, dacă faceți asta. Există flipchart-ul, sugestia mea este să scrieți puțin pe el, poate chiar să desenați, să aveți o postură de tipul îmbrățișează pomul. Există ideea de props, de recuzită. Jucați-vă cu obiecte. Dacă aveți produse pe care le puteți integra în speech, dacă aveți lucruri care le puteți arăta în speech, arătați-le. Sunt foarte utile și au un impact mare, memorabil. Și ultima idee, există handout-urile, există materiale printate pe care le puteți da astfel încât cantitatea mare de informații să aibă sens pentru participanți și să aibă timp să o digereze. Vă mulțumesc mult, asta a fost pasarea de timp.